Capitolul 13. Isus spală picioarele ucenicilor Săi. Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau un lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Isus, Fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Isus i-a zis, Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Isus i-a răspuns, Dacă nu te spăli eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Isus i-a zis, Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți că -și sunt." Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici Apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți descoperirea vânzătorului Nu vorbesc despre voi toți cunosc pe aceea pe care i-am ales dar trebuie să se împlinească scriptura care zice Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea Vă spun lucrul acesta de pe acum înainte ca să se întâmple pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimet eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Isus s-a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și a zis: Doamne, cine este? Isus a răspuns: Acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: Ce ai să faci, fără repede? Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: Cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Iubirea frățească După ce a ieșit Iuda, Isus a zis, Acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Înștiințarea lui Petru: Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Isus i-a răspuns: Tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu mi voi da viața pentru tine. Isus i-a răspuns: Îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori.